oameni sunt sătenii, unii sunt oamenii. Sătenii au rămas numai ăștia mai bătrâni și restul sunt plecați. Dumneavoastră ați rămas în sat. Da. De ce sunteți de Baștină? Da. Da. Ce v-a făcut să rămâneți și să nu plecați? Dar dacă ia că ne-a făcut casa aici, trăiesc aici, copiii plecați toți peste otari. Nu nimeni, n-a rămas nimeni în țară. Și le duceți dorul, cred că. Da, și să faci, mie că numai și-am vorbit dânși. Și ce mesaje mai au? E bine la ei sau? E bine, lucrează. E cu tot mai bine ca la noi. Și cum e satul? Viața satului, cum o simțiți dumneavoastră? De-am e primăvară, de-am măcar am ieșit din iarnă. Viața la sată e grea, că noi lucrăm tot timpul și e grea. Aveți ceva de lucru pe lângă casă sau cu ce vă ocupați toată ziua așa? Da, eu revii și... Seri, văd, sau de nu mai... Anul ăsta n-a să le facem. Dar de ce? Soțul noi. Nu, e la lucru. Nu dovedim. Rutieră n-avem în sat, ia că avut magazinul. Poți din cauza... Da, rutieră abia n-avem. Primul magazin, deci nici nu, magazinul avea. Nu, el iar nu a fost închis, dar așa vara el până toamnă a lucrat. Rutieră n-avem, ia că asta nu e el. Dar v-ar trebui microbuzul ca să vă duci noi la am avut rutieră, sau la călăraș. Ia că ne ducem, la, nu, până la trasă, ia că ne ducem de pildă. Dacă vrei la Chișinău, duci la Chișinău. Așa. Da, dacă până la călăraș, da, dacă la Ungheni, dar noi ne dădem jos la trasă și începem la... Dar de obicei luați de la călăraș sau de la Ungheni, când vă trebuie ceva? Mai des la călăraș ne ducem. Mai aproape? Mai aproape. Mai nimeni comod. Dar până la trasă cât aveți? Pe jos, ia ca pe jos, deja până la trasă. Cât a fost, vreo 2 km? Vreo 2,5. 2,5, pe jos. Zic aici, dacă sunteți de mult trăiet, cineva, da, aici ați prins vreme când nu trăiet cineva. Da, cum și eu plecat la fete la Chișinău și au murit amândoi, eu de ce dat. Și aici am înțeles că o vândut am, dar văd că nu vine nimeni să facă ordine, uitați-vă și... Poate dacă a vândut... A, da, poate de-am asurie și o să facă, da, da. Satul e frumos, adică aveți mănăstirea... Avem mănăstiri, da. Sunteți cunoscuți așa, ca da, localitate, da, ca da. Săteni. Dar mai salvează un pic mănăstirea, nu? Să mai umple un pic de oameni satul la un... Când da, vin vizitatori, da, da, mai... Da, cum? Dar vă duceți la mănăstiri de ce? Iar se dă voi la slujbe, da? Cum, da. Ne ducem la mănăstiri. Sunt tătul rămas, mă zic, vreo 50, dacă sunt, încă nu știu. Dar cei care sunt zbăștinași au veniți ato cumpărat sunt și oricare la... Sunt și veniți, dar sunt care sunt aici pe loc, născuți. Dar sunt mai mulți născuți aici decât veniți. Primăria este în sat? Nu, cum la Grăcești, noi ne dușim. 9 km. Și nu aveți așa că nici punct medical? Nic, nu a fost un punct medical aici. El este, dar e închis, văd că nu vine. Vine o dată în lună numai medicul de familie, dar nu vine. Și când vă trebuie, unde vă duceți? De când ne dușim la... La Corneș, la medicul de familie, luăm dreptar, ne ducem la Unghie. Acolo e medicul de familie. Da. Noi suntem raionul Unghie. Lași să rămâi aici. Fugă-ți. Fugă, în primul rând, o fugi copchii. Și că am rămas și eu singură, fără copchii, fără nimeni. Dar soț? Soț psihotare. Și stați toată ziua singurică? Nu stau, lucrez. Nu, dar sunteți. Da, după ce să facem? Trebuie să trăim. Să mâncăm. Mâncare trebuie în fiecare zi. Dar dumneavoastră n-ați plecat. Ați rămas aici. Am lucrăm la pământ. Pământul și pământul. Mai ținem vaș, mai... E greu. Dar cu cine lucrați dacă oamenii nu prea sunt în sat? Singur, că dovedesc atâta lucrez. Nu reușesc la zilieri de ăștia care îți vă ajute, măcar la arat, dar nici la săpat, la... N-avem pe cine lua. Că dovedem atâta. E că mai plătim. Arăm și pe urmă... Mai găsim câte un băiet cu motoblocul care a mai rămas, nu a fugit din sat. Dar ați mai investit în casă, adică cumva încercați să mai păstrați cât de cât în casa. De unde să ne mai ducem, dam la anii noștri? Poate mai aproape de oraș? Sau, da. Ei, ne-am deprins aici, dam păduri, meghini. Nu, ne mai ducem, că e noi la vârsta noastră, dam. Aici e liniște. E liniște, da. Liniște, că mai lucrăm, ba la păduri, mai duci soțul, mai lucrează, mai... Când măcar acasă, lemnele, da, dar pe iarna nu se duci la... Eu se duci numai pe vară. Un 3-4 luni și acasă, în banii că investim și nu știu ce și... Trăiți cu ziua de mâine, că de azi și cea de mâine. Trebuie să trăim, așa să faci. Pământul nu face nimic aici la noi, că aici... Dar mă, ce se fie, e lutuos sau și parcă așa, da? Năspos la noi pământ. Năspos și nu prea aici crește dacă e năsip. Nu, el s-ar face, dar nu-i tehnică. N-avem, nu e tehnică în sat, nu e nică. Și n-am cu și să lucrez. Și la noi e deluros tătă, e dealuri, tătă, e drumuri, să te duci la cote, cotele sunt departe, se care s-o dat pe pământ. Sunt departe și nici nu-i tehnic, n-avem nici cu și să ducă lumea.
Dar mai reușiți să le îngrijiți pe pământurile care sunt la cot? Le plătim, le este, dar până amul le-am mai lucrat. Am uia că avem vreo 3 ani de când nici nu punem pe dânsle nimic. Și e pârloag așa lăsată? Mai cosim pentru animale și ce să facem dacă așa a venit timpul ăsta și să faci. Așa e. Zic, cum să încercăm să-i lăsăm, să-i atragem pe oameni să rămână acasă? Cum să rămâi? Și ia spuneți, ia că dumneavoastră mai aveți de lucru și mai lucrați aici. Am mii copii, îi dus numai băietul, dar fetele am și eu aici. Că una lucrează la learul ăsta care s-a deschis la Ungheni și una în Chișinău. E iurist și el nu s-a dus, nu vrea să duc. Dar băietul ce să fac aici? Nu, știi că au plecat băietul și soțul. Dar mă uit așa la alții, nu lași să rămâi aici. Este o perspectivă, perspectivă pentru copii, nu-i, nu-i, înțelegeți că nu-i. Ar trebui salarii mai mari sau condiții mai bune. Acum numai decât? Și ăsta-i salariu? Ăsta care trăiește aici în Moldova, e salariu? Sau e pensie pentru sărași și moșnești? Eu s-o cot că asta e o țară de nică, dam la noi, Moldova asta. N-a să schimbi ceva, eu să mai vârstă și uite, să am... Eu, de vorbă, să am o ocazie, eu m-aș duce din Moldova. Nu că să am, cu ocazie o găsesc eu de vorbă, dar nu vrea soțul. Dar eu cinstit, m-aș duce. Și copiii nici să spui că să duc din Moldova, eu nu i-aș opri. Nu i-aș opri că n-au pentru ce stai aici. Și asta e țară. Cine are nevoie de oameni? Are cineva să vii să ne întrebe cum trăim și avem de mâncat, avem cu și plăti. Sau cineva, vreun deputat știți la față, când avem, ați văzut? Când e alegerile și asta nu-i noutate. Nu-i noutate. Când sunt alegerile, să vedeți de la toate partidele. Cum vin și promin. Și au venit și aici la Veveriță? Vin, numai decât că vin. Care s-a dus în Italia, care bătrâni au rămas de muncă. Caldi matale. Ca cloș, ca și el. De bine să duc oamenii în Italia sau de ce să duc acolo? Ei bine, aici, de ce să duc oamenii atât? De ce nu stau acasă la dânșii? Că e mai bine acolo. E vse udobstvo, dar n-au tăți udobstvo. Dar aici ce le lipsește acasă? Dar câte căsile iau te. Asta e ridicată, ea ca așa e mitic, a murit omul. Tocmai în capul ăla mai iese un om, doi. A, bă, da. Că aici sunt doi copilași, de exemplu. Da, aici iese. Mai trăiește lumea. Dincolo. Mă taie la o vecină, adică mai este lumea leacă. Nu, eu trăiesc mai încolo. Uh-huh. Dar mai încolo, eu n-am la cine să mă duc să vorbesc ceva. Și vii încoace la vecina asta, da. Ca să stați de vorbă. Da. Că dacă n-ai avea cu cine vorbi... E, cum? Te mai iei cu una? Păcleșești, nu știu cum să mai spune. Avem fântână, avem... Gospodărie bună, da. Dar dacă a murit omul, de nu e aceea. El mai undeva trebuie, el cărche, drege, dar eu, femeie, ce putem să fac? Cu sapa mă ducem și facem prin grădini. Avem 17 soții de pământ lângă casă. Era bine. Și pe deal ne-au mai dat colhozul 15. Și trăiem așa. Dar ea cam greu. Cum e viața în sat acum? Da, cum e? Cum ești? Cum o simți? Muncim. De muncă suntem. De muncă. Numai muncă și muncă. Că era o... Un proverb înainte la soviet și zice că prin muncă omul e slăbit. În satele mor așa în general atât. E puțină lume în sat la noi, puțin tare, puțină, da. Mult au plecat tineri peste hotare, bătrânii care de-amă în etate au rămas în sat și e greu, situația e greu cam de punct de vedere. Da, totuși nu ne dăm, tot mai... Muncim. Ce să facem? Dacă n-ați muncit, n-ați avem. Iacă cum. Dar acum dumneavoastră munciți și chiar la pământ lucrați? La pământ, da. Aveți puteri ca să lucrați? Da, și încet și ori ne trăim și facem. Dar când aveți nevoie de ajutor, la cine apelați? Da. La nepoți, care mai sunt pe lângă mine. Am
Vrăxăva nepoț, vreo 10 km de la satul Veverița, la, la Ghirceș, dacă ați auzit. Da, da, da. Cum în la Ghirceș. Sunt mai aproape ăștia, vin mai, da, mai ușor. Mai ușor, ca au căruța, au cal, cai, au, da, și vin. Dar dacă n-ar fi copiii, nepoții, cum credeți că v-ați fi descurcat? După putere, încetișor, încet, da, încetișor, după trănești, vreau. Noi am rămas, de-amă, pe tărâmul pământului, de-amă, ca să-l mânuim. Alții, tineretul, tăți pleacă pe hotare și numai noi am rămas. Ce credeți că pleacă lumea? De trai, de trai ăsta, de sărășiască la noi. Să... Vedeți că și în alte părți, și în alte țări, tot sunt probleme. În orice caz, în orice caz, vă spun dumneavoastră, în orice caz, nu e traiul de la Moldova, ca cel de pisotară. Eu am pisotară plecat, 3 copii am. Și zic că e mai bine acolo, da? E mai bine, de sud, de ori, e mai bine, da. Mai bine. Am 2 în statul Israel și o fică în Grecia, acolo e căsătorit, acolo are familie, tot, e, da. Nu ați încercat să mergeți încolo dumneavoastră? Nu, nu. Eu cred că ei v-au chemat. M-au chemat, vor să mă iei cu dânsii, că ei au mașina lor și ei vin cu mașina lor, vin la... Dar nu vreți să vă duceți de la Moldova. Aici. Nu, nici într-un dar caz. Dar de ce e atât? Ce vă ține totuși? Aici am crescut, aici de am... Deci rădăcinile sunt adânci. Sunt adânci, Nu mai poți să Nu, nici într-un caz, nu. De-amă, iatatea asta noastră de ani, nu avem și căuta noi acolo. Tineri, da, ei sunt tineri acolo, lucrează, alt salariu au, da, nu, la noi aici e situație complicată și nu. Și ca nimai cu evenimentele de trage și la Ucraina, e strașnic, mai oameni buni, e strașnic. Dar voi descurc mai mult cu cei pe la casă, dacă eu da. Găina am fieție... niște pomi fructiferi, am știți, nuși, nucari, și mai strângem o leac de nuși, mai străcăm, facem o leac de nier, îl vindem la... Și mergem mai departe, ce să facem? Să așteptăm, de sus scadă de gata, nimic nu cade, nimic. Da. E grea viața la țară, da? N-aș spune că e grea, dar în orice caz, dacă iubești munca, apoi îți dă putere cumva. Îți dă putere, te încurajează și te mai iei cu lucru și uite toate nevoile, de toate gândurile și negative.